Salut! Vom testa un motor de compresor de frigider. Am modificat rotorul, i-am pus câte 6 rânduri de magneți, câte 3 magneți pe rând, neodin N52, dimensiunea magnetului are 8 mm cu 3 mm grosime. Să vedem dacă sunt suficienți pentru a genera cu acesta curent. Am văzut foarte multe videoclipuri cu acest motor, acel compresor de frigider și am fost curios să vedem dacă într-adevăr funcționează. Da? Eu nu cred că magneții au puterea necesară pentru a genera suficient curent. Haideți să începem să-l asamblăm. Am asamblat, asamblarea este foarte ușoară, merge foarte ușor. Haideți să vedem să punem aparatul de măsură. Să vedem ce spune. Avem 3 fire, o să le testăm pe rând. Da. 2 cleștișori. Ok. Punem pe firul roșu și punem pe nul. Ok, sper că se vede aparatul de măsură. Ia să vedem ce spune. Avem un 0304 volți curent alternativ. Haideți să-l învârtim cu o bormașină.
3V. Haideți să mutăm pe firul cel de al treilea. Le schimbăm între ele. 2V. Să-l luăm și pe acesta, să-l punem aici. Roșu și nulul ar genera cel mai mult curent, 2,3. Foarte, foarte puțin. Da, deci clipurile de pe YouTube nu sunt reale cu magneți găurit cu bormașina și magneți mici. Asta a fost prima parte a testului. Eu intenționez să-l modific, adică să îi pun niște magneți mult mai mari pentru a putea genera o putere mai mare și curent suficient pentru a-l putea folosi. Ok. Intenționez să merg la un strungar care are freză, să frezez exact așa, da? Și o să pun 6 magneți de, așa are 40 cu 15 și eventual cu 5 mm grosime. Să vedem dacă cu aceea va genera suficient curent. Deci cu aceștia nu este eficient deloc. O să vedem cu ceilalți după ce o să-l modific. O să revin cu video după ce am reușit să frezez rotorul și să pun magneții pe acesta. Mulțumesc! Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă!